În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Într-un cuvânt, sau dacă ar fi să ne exprimăm așa mai în concret, a cam luat sfârșit perioada duhovnicească a postului. Deci suntem cum ar fi în săptămâna cea mare a postului Crăciunului, cum ar fi săptămâna patimilor în postul Paștelui. Astăzi, duminica de dinainte de naștere, este și duminica strămoșilor sau părinților după trupa Mântuitorului, în care se pomenesc toate neamurile. Începând, cum spune Scriptura, să se demonstreze că Iisus vine pe linie davidică, dar în același timp vine de la Avram, de la Isaac și de la Iacov. Deci este din neamul lui Israel. Această genealogie a Mântuitorului Iisus Hristos n-a fost scrisă la întâmplare și culeasă la întâmplare. Oamenii buni și de vechime, în Vechiul Testament, aveau la templul lui Solomon niște condici, un fel de, cum ar fi o carte de onoare, sau dacă vreți, o evidență a populației astăzi într-o primărie, dar acolo la templu numai oamenii de rang sau oamenii cu nume bun se puteau duce și să-și înscrie întâiul născut sau urmașul mai departe din generație în generație și să rămână acolo amprentat cine a fost fiul lui cutare, neamul lui cutare, ruda lui cutare, cine a fost strămoșul, moșul, fratele, sora, străbunicul, răstrăbunicul și așa mai departe. Și în felul acesta, evanghelistul lui Matei nu i-a fost suficient de ușor ca să găsească toată această linie genealogică pe care o întâlnim împărțită în câte 14 seminții în 3 perioade. De ce a fost nevoie să se arate acest neam al Mântuitorului și de ce a fost nevoie să se înșiruiască astăzi atâtea nume? Ca să se demonstreze lumii încă o dată că nu mică este lucrarea Duhului Sfânt atunci când este vorba de descoperire și de revelație. De ce? Dacă în clipa aceasta, pentru acasă, săptămâna aceasta, aveți o temă scurtă. Data viitoare, când veniți la biserică, să vă aduceți 6 generații în urmă. Cine a fost strămoșul lui strămoșul? Și să văd cine va ști. Evident că nimeni nu va ști, pentru că nu are de unde să le culeagă. Dar evanghelistul Matei, insuflat de Duhul Sfânt, insuflat de gândirea iudaică și de ceea ce se petrecea la vremea respectivă în templu din Ierusalim, și de ce se petrecea lucrul acela la templu, în templu din Ierusalim, rămâne încă o dată vădită și scrisă în Faptele Apostolilor și scrisă în Noul Testament și în Epistolele Apostolului Pavel, ce? Întruparea lui Hristos ca om, deci țineți minte, întruparea lui Hristos ca om pentru iudei sminteală și pentru elini nebunie. De ce spune lucrul ăsta? Niciodată n-au putut iudeii să se împace. Niciodată n-au putut iudeii să se împace cu ideea neamului Israel că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și avem mărturia, de câte ori ascultați Evanghelia de la morți și spune: a, Domnule, cum spune el, m-am pogorât din cer. Dar nu știm noi pe tatăl său și pe mama sa, nu este el fiul lui Iosif, teslarul din Nazaret și al Mariei? Deci iată cum gândeau oamenii vremii. Și atunci, la așa gândire, la așa controversă, mai era o amintire. Când era el micuț de 40 de zile, când era în brațele Fecioarei Maria. Și o să vedem că noi, de fapt, astăzi ce serbăm?
amintirea nașterii Mântuitorului sau onomastica nașterii Mântuitorului, pe care o serbăm duhovnicește prin cântări, prin privegheri, prin psalmi, prin acatiste, prin colinde, ca să actualizăm. De fapt, când ascultați o colindă, ce simțiți? Simțiți că parcă acel eveniment se petrece atunci, undeva într-un timp cât de apropiat. Deci colindul nu face decât să scurteze, cum spune psalmistul, și să facă mii de ani ca ziua de ieri. Când cânti de colind, doar nu spui. Cântăm acest colind ca să vă amintiți voi ce a fost acum 2000 de ani. Astăzi s-a născut Hristos. Deci noi astăzi trăim sentimentul de naștere a lui Hristos. Astăzi îl trăim pe Mesia cel mult luminos. Azi vedem la Vitlaim cerul roșit. Azi vedem pe Fecioara care îl leagănă și îl pune în scutece. Astăzi îl vedem cum îl alăptează. Azi vedem magii venind. Deci această veșnicie a lui Dumnezeu raportată la astăzi, la clipa de față. Ei, un lucru care îi frământa pe iudei nu era acesta. Când s-a dus Fecioara Maria să-l ducă la templu, o să vedeți întâmpinarea Domnului pe 2 februarie, când o să vină praznicul respectiv. Dreptul Simeon a spus așa: acesta este spre căderea multora și ridicarea multora din Israel. Adică mulți se vor poticni de Hristos și se vor sfârma, se vor împrăștia, dar și această piatră peste cine va cădea, îl va spulbera. Peste cine a căzut această piatră? Chiar peste poporul iudeu. Deși în cântarea care o spune dreptul Simeon, acum slobozește pe robul tău, stăpâne, și în final spune și slavă poporului tău celui binecredincios, adică poporului lui Israel. Deci chiar peste Israel a picat pacostea, pentru că ei au luat în derâdere venirea Mântuitorului în lume, n-au priceput-o, n-au înțeles-o, au luat-o ca fiind o sectă la vremea respectivă, dar a venit la anul 70 Vespasian și n-a făcut altceva decât le-a arat Ierusalimul, l-a presurat cu sare și i-a scos și au mers săracii pe unde au apucat și au fost împrăștiați în toată lumea, iar bătaia lor de veacuri până în zilele noastre de astăzi cu palestinienii sau filistinii de altă dată rămâne în continuare pentru Israel ghimpele din coastă despre care spune Scriptura Vechiului Testament că Dumnezeu în mod intenționat a lăsat în coasta lui Israel 5 popoare păgâne ca să-i cearnă și să-i ciuruie ca printr-o sită și să-i tragă când la adevăr, când în minciună, când la adevăr, când în minciună. Cum îi certau, cum se întorceau la Dumnezeu, cum îi lăsa, cum se amestecau cu popoarele și-o luau aiurea cu idolatria. Ei, i-a mirat pe iudei și acest lucru spre căderea și spre ridicarea multora. Iată însă că evenimentele nu s-au tulburat, deci evenimentele nu s-au tulburat așa cum pare ele la prima vedere, ci din contra, după evenimentul învierii. De ce vorbim de înviere? Vorbim de înviere ca să înțelegeți și taina nașterii, pentru că nașterea n-a fost așa la întâmplare. În fond și la urma urmei vă pun o întrebare simplă, ușoară de înțeles. Dacă mâine la poarta voastră bate o tânără și spune vreau să nasc și tu îi spui du-te în grajd că n-am loc în casă, noi nici în grajd n-am primit astăzi, că suntem suficient de nesimțiți ca să nu fim sensibili la mișcarea celui de lângă noi și am spune sună la 112. Ei, să spunem că și chiar acolo la 112 sunând, în momentul în care doctorii sau în momentul în care infermierile ar vedea îngeri coborând peste prunc sau păstori cântând sau magi venind și închinându-se, fie imediat ar anunța tot 112 și ar anunța spitalul de psihiatrie spunând că e vorba de o deviație mentală. Deci, evident că la știința de astăzi lucrurile nu pot fi demonstrate în niciun mod. Dar cu atât mai mult la vremea venirii Mântuitorului în lume, controversa a fost cu atât mai mare. Și atunci Matei a binevoit să se ducă la templul lui Solomon și să caute mărturiile, v-am spus, insuflat de Duhul Sfânt, și să facă o carte, dacă vreți, un fel de buletin, un fel de certificat de naștere al Mântuitorului, să-i arate cele două identități.
din Tatăl mai înainte de toți vecii, și așa mărturisim în crezul de credință ortodoxă, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, și venind sub vrem, venim și vorbim de Fecioara Maria, logodnica lui Iosif, care îl va naște pe Iisus, și o să vedeți la momentul respectiv cum. Așadar, spune Scriptura, neamurile de la Avram până la David sunt 14. Deci vedeți ce frumos, 14 generații de oameni. De la David până la strămutarea în Babilon sunt alte 14. Iar de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14. Deci vedeți ce frumos le-a cronometrat și le-a așezat în decade. Vedeți ce frumos le-a pus ca pe epoci. Nu le-a pus la întâmplare. Iar în genealogia Mântuitorului mai întâlnim două lucruri. Și oameni sfinți, deci și oameni sfinți, dar și oameni păcătoși. Dar în schimb, cu precădere, întâlnim ce? Pe regele David, deci spune de la Avram la David, de ce spune de regele David? A fost cel mai reprezentativ rege, în ciuda faptului că Solomon a făcut mai multe decât el, David i-a pregătit tronul și terenul de a putea să huzurească acest rege Solomon, pentru că David a întregit regatul, Solomon n-a dus lupte. Solomon a fost un rege al huzurului și al desfătării. El a pus cel mai aspru bir, 666 de sicli din aia, sau cum se chemau, dinari sau bani, cum era în vremea respectivă. De aceea și-a rămas mentalitatea aceea cu 666 în mintea voastră până astăzi. Deci a fost birul cel mai aspru. Dar a fost regele cel mai controversat, care a alunecat din punct de vedere strategic și administrativ. S-a căsătorit cu tot felul de crăiese și împărătese de toate neamurile ca să aibă putere militară, economică și administrativă. A reușit să ducă poporul lui Israel la un moment dat până la închinarea de idoli. Dar același Solomon s-a căit de tinerețile sale, spune mai târziu în Scriptură, deșertăciunea deșertăciunilor, toate sunt deșertăciune, viața e ca o vânare de vânt, ca o boare, și oricât de tare fugi și grăbești pasul, nu te oprești decât la ușa cimitirului, deci n-ai unde să te oprești, n-are viața alt drum. Sunt trei lumi. Burta mamei, lumea văzută și lumea nevăzută. Nu există altă lume. Altă dimensiune o găsiți în yoga. În creștinism nu există altă lume decât lumea îngerilor, așa cum spunem în parastas. În sânul lui Avram, în latura celor vii, spune acolo, în cortul drept se așeze, în sânul lui Avram se odihnească, cu drepții să-i numere. Deci ceea ce înseamnă că e de-a dreapta lui Dumnezeu. Un alt lucru însă care trebuie să-l știm, acest rege David a fost simbolul blândeții, a fost simbolul răbdării și simbolul credincioșiei lui Dumnezeu. Când a văzut chivotul și a început să salte, nevasta s-a supărat pe el. Dumnezeu a pedepsit-o și nu i-a mai dat copii, lui Micol, fata lui Saul. S-a dus și David împețit la femeia lui Urie și a făcut, din Berșeva, și l-a făcut pe Solomon, marele înțelept. A avut probleme și cu fiul său, s-a răzvrătit împotriva concubinelor lui. A vrut să ia împărăția cu vicleșug. I-a văzut, nu l-a omorât, putea să-l omoare oamenii lui David, n-a făcut treaba aceasta. L-a omorât mai târziu general în armată, dar s-a agățat de părul lui într-un pom și acolo și-a găsit sfârșitul, Abesalom. Dar David, când a greșit, a cerut să fie judecat de Dumnezeu și nu de oameni. Asta este marea dramă. Că întotdeauna el s-a încrezut doar lui Dumnezeu. De aceea și în Psaltire spune, adu-ți aminte, Doamne, de David și de toate blândețile lui. Și iarăși spune Psaltirea prin Duhul Sfânt, din rodul tău voi pune pe scaunul tău.
Deci, lucru care nu s-a schimbat și nu s-a învârtit niciodată și nu s-a referit numai la Solomon, s-a referit și la Împăratul Hristos, care a moștenit tronul lui Israel sau împărăția cea veșnică, pentru că așa spune, risipiva Domnul Sionul, asta zidiva Domnul Sionul, risipirile lui Israel va aduna, psalmistul David, dar spune acolo în psalmul 50, când va zidi Domnul Sionul, adică Ierusalimul de sus, atunci se va crea împărăția cea nouă. Alții stau și caută pietre care să trebuie acum să cioplească, să facă un templu. Tot felul de mesianități din astea vulgare și inventate de tot felul de Hristos mincinoși. Hristos, acest nepot al lui David, că așa îi spune Iisuse, fiul lui David, miluiește-mă, o spune orbul, îi dă denumirea exactă de să știa de unde vine și ce-i cu el, a spus așa, pe Dumnezeu să nu-L căutați în pustie, să nu-L căutați aici sau dincolo. Împărăția lui Dumnezeu e înăuntru vostru. Ei, faptul că nu știți ceva încă din Vechiul Testament, care tot mi le aduc aminte pe parcurs ce vorbim, faptul că poporul lui Israel trebuia blestemat, au adus un vrăjitor pe Balac sau Balam. Și ăsta ce a făcut? Mergea cu o măgăriță, se ducea acolo unde era poporul lui Israel. Arhanghelul stătea în drum, nu lăsa măgărița să treacă. Asta bătea ca prost un măgar, măgarul nu vrea să meargă. Vrăjitorul, când a văzut că nu pricepe ce se întâmplă, s-a pornit pe jos. A ajuns la poporul lui Israel, dar în loc să blesteme, scrie în numeri, în carte numeri. În loc să blesteme, a început să binecuvinteze. Stea din Iacov și sceptru din Iuda. Deci iată ce frumos. Acesta este semnul și linia pe care va veni Hristos. Deci pe linia patriarhilor până la David și de la David până la Hristos, ați văzut, trecerea în Babilon o arată ca o încercare a poporului evreu, dar prin care a biruit cu darul lui Dumnezeu și au reușit să nu-și schimbe mentalitatea, să nu-și schimbe credința, să nu-și schimbe ideile, să nu-și schimbe legea, să nu-și schimbe cărțile și învățăturile profeților. Și în final, la plinirea vremii, când totuși poporul era oarecum ticăloșit, plinirea vremii nu înseamnă un moment în care Duhul Sfânt nu mai putea de bine pe pământ, nu. Era vorba tot de o decadență a poporului evreu, dar era vorba de terenul și momentul propice când se făcea mai târziu și nu cu mult timp o schimbare între trei mari evenimente istorice. 1. Cezar Augustus rânduiește recesământul cel mare ca să vadă ce contribuabil și taxanți mai are care s-au strecurat, adică evaziunea fiscală o combătea. Făceau comerț și nu plăteau. Și atunci le face un recesământ, fiecare de unde este. Nu te înscrii în Italia la recesământ, vii în România și te înscrii ca să știe cine ești, cum a fost acum în toamna asta. Ei, acest recesământ îl găsește pe Iosif și pe Maria în zona Betleemului. De ce? Maria era din Ierusalim și trebuia să vină spre casa părintească. Și atunci la Betleem are loc și marea taină, taina nașterii. Așa se întâmplă că acest oraș cântat în vechime, în prorociile Vechiului Testament, spune și tu, Betleeme, nu vei fi mai mic între cetățile lui Iuda. Ce se întâmplă? Afară de acest recensământ, mai avem încă un domnitor crud și aspru, Irod cel Mare, o vulpe bătrână supusă, îi se mai spunea idumeu, pentru că nu era de neam evreu curat, era o corcitură. Dar ca să se pună bine cu Cezarul, i-a făcut o cetate mare, Cezarea Palestinii, și i-a dat numele lui, numai ca să-l impresioneze pe Cezarul August. Și ce a făcut? A domnit și el și când a auzit de teama împăratului care trebuie să vină, nu mai vă povestesc, pentru că veți vedea în ceasurile împărătești, veți vedea în sărbătorile și în zilele Crăciunului, s-a apucat de dumicat prunci mici, a tăiat tot și a prins numai în ideea, nu cumva să rămână împăratul printre ei. Ce să caute pruncul Iisus? Că pruncul Iisus era în paza îngerului. Ia pe prunc și pe muma lui și fugi că vin prigonitorii. Și a plecat în drumul Egiptului, acolo unde s-a dus, nu să învețe yoga, ci s-a retras și a arătat Iisus ca om
că atunci când ai de primejdie să te ferești din calea prostului. Deci ăsta e termenul logic al plecării în Egipt. Cu un semn, mii de legiuni îngerești l-ar fi șters pe Irode pe fața pământului, dar trebuiau să împlinească scripturile. În momentul în care conjunctura era că poporul iudeu era sub dominație romană, era politica cea mai bună, să se facă o schimbare sau un transfer de mentalitate religioasă de la un neam la altul. Imperiul Roman venise cu niște reguli foarte stricte, cu niște reguli și o constituție foarte bine pusă la punct, ceea ce era propice evreilor să se dezvolte cum? Dacă erau cuminți și își vedeau de treaba lor, dacă nu provocau scandaluri, gălăgii, răscoale, răzmerițe, erau liberi să-și manifeste cultul cum vroiau ei. Deci nu interesa pe nimeni ceea ce fac ei sau ceea ce credeai. Ca drept dovadă, că în timpul răstihnirii Mântuitorului Iisus Hristos, pe vorba de același personaj, El se naște, El se răstihnește, El se schimbă la față, El se taie împrejur, deci e o întreagă istorie teologică a persoanei Mântuitorului în lume. Nu e așa o poveste, o legendă, hai să spunem, moșul povestea aia cu Dumnezeu. Dumnezeu nu e o poveste, e un adevăr. Eu sunt adevărul, calea și viața. În momentul în care l-au adus la Pilat să-l răstihnească, Pilat, în ciuda faptului că era fricos și se temea de iudei și de conducătorii lor, în același timp era fricos să temea și de conducătorii romani, dar n-a evitat să spun un adevăr. Eu n-am găsit nicio vină dreptului acestuia, nu vreau să mă fac vinovat de sângele lui și s-a spălat pe mâini. Deci iată cât de liber era poporul iudeu să se manifeste în acele momente și cât de propice era să germineze sămânța creștinătății într-un popor care era într-un stadiu de a se dilua, într-un stadiu de a se perverti spre mentalitatea altor popoare, dar și într-un stadiu care a început să se le placă, să se complacă în ceea ce sunt, interesându-i mai puțin formalismul legii, ca drept dovadă că Mântuitorul, vă aduceți aminte, în momentul când vine la templu, iritat la culme, își iau el care a spus, eu sunt blând și smerit cu inima, deci aici e marea paradigmă în mintea tuturor. El care a spus, eu sunt blând și smerit cu inima, a luat un bici cu 7 mustăți din alea, și a început să-i croiască și să le răstoarne și tarabele cu bani și să-i scoată afară din templu. Ce făceau? Ei găsise un vad bun ca la bazar, ca să spun așa, ca acolo undeva la poarta de aur, pe o să intra la templu sau la poarta lui Irod, unde stătea spre val, unde ar fi astăzi grădina Ghețimanii și biserica Sfântul Ștefan, acolo era locul de spălare a dobitoacelor, acolo se spălau animalele de jertfă și se urcau încolo spre templu, unde azi e explanada moscheilor. Și ce făceau? Ei își vindeau foarte bine marfa acolo, schimbau dinarul, schimbau sicliu, schimbau drahma, aveau tot felul de favoruri. Vindeau viței ușor, vindeau mei, vindeau țap, vindeau boi, nu îi interesa. Asta era de fapt comerțul care stătea la baza afacerilor, jertfele cele care se aduceau la templu și de aici din creșterea dobitoacelor ieșea și profitul. Și Mântuitorul a văzut lucrul acesta și le-a spus pe față, fraților, casa tatălui meu, casa de rugăciune se va chema, nu peșteră de tâlhari. Și atunci, bineînțeles că i-a iritat din nou. Deci iată cât de decăzută era mentalitatea religioasă și cât de inconștienți erau iudeii de ce să petrece în neamul lor. Pentru că ei minuni au văzut, eu nu cred și n-am aceeași părere să o exprim, pentru că n-am trăit acum 2000 de ani, dar mă gândesc câtă surprindere trebuie să fie existat, când Zaharia a adus-o pe Fecioara Maria în Sfânta Sfintelor, lucru care nu era îngăduit în Vechiul Testament, putea să fie omorât la orice oră cu pietre, dar și-au dat seama, probabil, sau au înțeles că e o întâmplare divină, dumnezească. Faptul că Fecioara a petrecut învățând scripturile la templul lui Solomon, la camera Fecioarei, faptul că era hrănită de arhanghel cu mană, faptul că era păzită de înger în chip tainic, noi nu știm. Deci n-a stat nimeni lângă Fecioara Maria să cunoască modul spiritual sau duhovnicesc, ca să folosim un termen potrivit, în care Fecioara petrecea în templu, acolo în casa lui Dumnezeu.
dăruită și aforisită de părinții ei lui Dumnezeu de la vârsta de 3 ani. Ascultă, fiică, și vezi, și uită poporul tău și casa părintelui tău, că a poftit împăratul frumusețea ta. Și-au luat-o la 3 anișori cu fetițe, cu făclii aprinse, și-au dus-o până la templu și-au dat-o arhiereului. Și spune că Ioan Damaschinu a intrat în Sfânta Sfintelor, cea mai sfântă și mai curată decât Sfânta Sfintelor. Deci, heruvimii nu mai umbreau lada, lădoiul de salcâm în care era tablele legii. Când a fost pusă Fecioara pe Sfânta Sfintelor, heruvimii o umbreau pe Fecioara Maria. Deci din roaba Domnului era împărăteasa cerului și a pământului. Împărăteasa pământului că stătea în Sfânta Sfintelor, lucru neîntâlnit până atunci, iar împărăteasa îngerului că heruvimii umbreau deasupra ei și o ocroteau. Deci iată ce înaltă misiune se petrecea acolo în templu, despre care iudeii sunt ferm convins că controversați, dar puțin interesați, când Fecioara a fost logodită cu Iosif, pentru ei a fost o eliberare și o ușurare, i-a luat-o bătrânul ăsta să fie sănătos. Dar cred că i-a surprins cu totul altceva. I-a surprins faptul că nu orice bărbat a luat-o de însoțire pe Fecioara Maria. Și când a fost să o logodească, spune tradiția, Simeon Metafrastul și Prologerii și Vețile Sfinților, au pus toiegele la 12 bărbați drepți în sicriu, acolo la tablele legii, și care au odrăslit, acela a fost. Și au odrăslit toiagul lui Iosif. De ce? Era de pe linia Davidică, venea pe neamul lui David, trebuia să împlinească niște reguli ale Sfintei Scripturi, niște prorocii. Fecioara Maria venea din neam împărătesc, după Ioachim și după Ana și unul după neam arhieresc, cam amândoi erau vârful la 2 neamuri tari. Ana era de pe semenția lui Aron, iar Ioachim era de pe semenția lui David, pe neamul împărătesc. Și în clipa în care au făcut-o pe Fecioara Maria, fiind una singură la părinți și nemai fiind moștenitori, deci Fecioara Maria preia și încununează capul acesta al vârfului de putere spirituală, preoția lui Aron cu puterea împărăteasca lui David, și devine ea împărăteasa aleasă de Duhul Sfânt și ea devine Maica Fiului lui Dumnezeu. În momentul însă, în schimb, când a avut loc actul sau momentul necunoscut, nimeni nu poate vorbi. Noi ne dăm cu părerea și teologii și sfinții care li s-au descoperit sau li s-au revelat. Dar nimeni într-un cuvânt nu poate să explice în termeni omenești și pământești și teologici și lingvistici și cum vrei, întruparea Fiului lui Dumnezeu. Categoric rămâne taina tainelor, pentru că aici este și taina tainelor. Vedeți, de obicei, stăm în biserică, da? Să apară acum un înger. Care este primul gest? Te-ai sfii? Sau te-ai înspăimânta? Sau te-ai mira? Ei, iată că aici rolurile se schimbă. În loc să se sfiască Fecioara Maria, o copiliță de 13-15 ani, să sfiește îngerul și spune, mai spăimântez astrigație. Deci, vă dați seama ce personalitate spirituală sau duhovnicească era Maica Domnului, dacă arhanghelul din fața ei se spăimântează? Deci e o întrebare simplă, deci nu e o întrebare în care trebuie să dați dumneavoastră explicația. Un înger se sfiește de chipul unei fetițe blânde, smerite și curate, dar cu îndrăzneală. Deci nu este o fată care să se sfiască și să zică, vai îngere, bine că ai venit, ce bucuroasă că am văzut și eu un înger în viața mea. Nu! Vedeți, noi visăm un înger, da? Și povestim a doua zi la toți, băi, am visat un înger și era așa și așa, știi, parcă am fi trăit cu el deodată. Aici era îngerul Aievea de față. Și unde a venit? A venit în templul Solomon, nici vorbă. La casa din Nazaret, care a fost la Ierusalim, acolo peste domnul ăla puternic, catolic sau franciscan ce el, a văzut că sunt ruinele casei Maicii Domnului, o căsuță mică din piatră cu niște coloane. Ei, gândiți-vă că în timp ce torcea și era logodnic al lui Iosif, și odată ce era plecată de la templu, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, lucru extraordinar de important, atât de inteligentă a fost înțelepciunea și gândirea Tatălui din cer,
de a logodi pe Fecioara Maria cu Iosif, încât dracul umbla prin lume și bântuia după fecioare, să o găsească pe cea care ar trebui spurcată, prin care ar putea veni taina mântuirii. Dracul știa că o femeie îi va zdrobi capul, dar nu știa cine. Asta era logodită, nici nu mai era în zapisul lui să mai vadă ce-i cu ea. Era logodită, era femeie de rând. Și vine îngerul și se pleacă în fața ei și ea îndrăznește după învățătura Vechiului Testament. Deci, de ce mă refer după învățătura Vechiului Testament? Maica Domnului a adresat îngerului o întrebare foarte perfectă și bine structurată. Nu cumva e o înșelare ca Evei oarecând? Deci ce citise? Cartea Afacerii. Este prima carte din Scriptură. Citise despre Eva cum a căzut în păcat ascultând sfatul diavolului și neascultând sfatul lui Dumnezeu. Deci era o bună cunoscătoare a legii celei vechi. Când a înviat Hristos și mergea pe drumul Emausului, ce a făcut? S-a apropiat de cei doi care călătoreau, Luca și Cleopa, s-a prefăcut că e străin și s-a făcut că îi întreabă, mirat, de ce sunt așa abătuți? Și ăștia, bineînțeles, iritați, adică cum un eveniment atât de mare, când huia Ierusalimul, că a fost omorât Iisus și răstignit, și mai spun, nu știu care, că a înviat niște femei de-a noastră, că au văzut arătări de îngeri, și ce frumos le răspunde Iisus, zăbavnicilor cu mintea. Și ce înseamnă cuvântul zăbavnic cu mintea? Când citești Sfânta Scriptură, închizi televizorul, închizi frigiderul, oprești mâncarea de carne, beutura de vin, oprești radio, încui ușa ca să nu te deranjeze vecinul și iei pagina din Scriptură și o citești, nu numai ce scrie acolo, trimitere cu trimitere, să vezi cât de adâncă e taina Scripturii și ce taine sunt în ea. Ei, și le-a spus zăbavnicilor cu mintea și cu inima. Cu inima de ce? Impulsul de primă idee. Vine unul, așa e democrație, vine unul și spune, ho, toți fac, ho! Vine unul și spune, ho, toți fac, ho, că așa spune democrația, nu? Aici era vorba de o logică. Și le spune Mântuitorul, nu este scris oare că Fiul omului trebuia să pătimească ca să urce apoi în slavă? Și le-a tâlcuit lor toate Scripturile pe cale de la Moise și până la toți prorocii până la el. Deci ați văzut ce cărți? Cele cinci cărți, Pentateuhul Vechiului Testament, care era baza și învățătura fundamentală a Scripturii legii celei vechi. Cărțile canonice, cele 22 ale Vechiului Testament, care erau aprobate și găsite, cum arată scrierile, și prinse în canonul Sfintei Scripturi, pe care le recunoșteau idei, în altă parte varianta era de 24. Și de ce lucrul ăsta? Nu le-a vorbit de pe pereți, nu le-a vorbit din impresii. Toată Scriptura, dacă o iei la amănunt, scrie toată teologia nașterii și venirii lui Iisus în lume și a întrupării lui. Da, el este mai înainte de toată zidirea, mai înainte de toți vecii. Și ce se petrece mai departe? Îngerul, văzându-se pus în încurcătură de Fecioara Maria, se legitimează și el cu ce? Cu cuvinte cerești. Duhul Sfânt va veni peste tine, atâta știu din cer. Puterea celui prea înalt te va umbri. Sfântul ce se va naște din tine, se va chema Iisus. Iisus se va chema. Deci iată ce veste îi aduce. Și din nou Fecioara îi pune o întrebare foarte inteligentă. Deci o întrebare pe care n-a înțeles-o cândva domnul Lucifer, care se credea Dumnezeu pentru că era netrupesc și era sfetnicul heruvimilor și serafimilor. Și îl întreabă pe înger, mie îmi vestește aceasta, eu nu sunt împotrivă, sau nu pricep, dar cum îmi vestești mie de zămislire când eu nu știu de nuntă? Deci vedeți ce frumos se identifică Fecioria Maicii Domnului din cuvintele Maicii Domnului. Cum îmi vestești mie de nuntă, eu neștiind de nuntă? De dulceață de nuntă? Deci, cu câtă finețe
Vorbește Maica Domnului. Își pune și cuvintele și le alege. Putea să zică, eu nu știu de plăcere anunțe, nu știu ce e ăla împreunare trupea. Nu. A folosit un termen foarte delicat, arătând că legătura dintre bărbați și femei e ceva tainic. Nu știu de dulceață de nuntă. Deci vedești ce frumos, și dacă e vorba de dulceața de nuntă, te duci la cântarea cântărilor, că e o întreagă parodie de dragoste și iubire pe care o scrie Sfânta Scriptură legat de iubirea dintre om și femeie. Să mai cântă stihuri pe la nuntă, dacă le pricepeți voi că sunteți preocupați cu cât să dăm plic și la masă. Ei, după ce îngerul convinge pe fecioara că puterea celui prea înalt te va umbri, fecioara și ea măsura majoră, pentru că aici nu vorbim de orice fel de femeie, deci să avem pardon, nu putem confunda pe Maica Domnului cu vreo doamnă directoare cu 7-8 mastere și cu figuri în cap. Deci era femeie insuflată de Duhul Sfânt. Aici nu era vorba de școli, de titluri, de nume, de impresii, de figuri, de, mă rog, știți cum sunt tifosele între noi oamenii, nu? Era smerenia întruchipată, era actul sfințeniei să petrecea aici o taină nepricepută minții noastre, când Duhul Sfânt s-a coborât în fecioara, peste ea ca să o umbrească puterea celui prea înalt, că ăsta e Duhul Sfânt, puterea celui prea înalt, Duhul Sfânt care e la Tatăl purcede, nu spune crezul. În ea s-a curățit tot lestul pământesc, tot păcatul zămislirii din Ioachim și Ana, după fire, după trup, s-a curățat tot ce... Deci a fost primul scaun de heruvim în carne și oase care a purtat pe Iisus. De aia spune, cer fiind peștera, scaun de heruvim, fecioara în condac. În momentul în care fecioara s-a încredințat că nu e o înșelare, categoric că s-o fi pus în genunchi sau poate în picioare sau cum era închinarea Vechiului Testament, dar categoric se adresează lui Dumnezeu și îi spune, să-mi fie mie numai după cuvântul tău, iată roaba Domnului, și acolo mai departe Scripturile ne arată la Evanghelistul Luca, că a căutat spre smerenia roabei sale. Deci vezi, n-a fost un lucru dorit, nu s-a dus să dea concurs și să termine master superior în feminitate ca să fie plăcută lui Dumnezeu. A dat concurs de smerenie. Și ce înseamnă smerenie? Faptă cu adevărat sfințită în Hristos. Nimeni nu știe cât a postit Maica Domnului. Nimeni nu poate explica cum s-a rugat Maica Domnului. Cel mai frumos a cântat ominiat și a preluat-o și Daniel Sandu Tudor în taina rugului aprins în acatistul respectiv dogmatic al Maicii Domnului. Cine este aceasta frumoasă ca zorile și curată ca dimineața? Este împărăteasa rugăciunii, este rugăciunea întrupată. Deci auzi? Pavel spune, neîncetat vă rugați, că asta înseamnă Dumnezeu și viață, iar aici vine și spune rugăciunea întrupată, deci care nu se termină niciodată. Deci cel fără de început, cum au spus prorocii, astăzi s-a născut cel fără de început. Ei, în momentul respectiv, are loc și schimbarea rolurilor din femeia pământească supusă legilor firii, de aici înainte Sfânta Scriptură o va prezenta pe Maica Domnului ca femeia mai presus de fire. Prima exprimațiune de genul acesta o găsim la Elisabeta. Cum este una ca aceasta să vină la mine Maica Domnului meu? A doua, tresăltarea pântecelui, pruncul în pântece s-a bucurat Ioan Botezătorul din pântece Elisabetei când l-a văzut pe Iisus, făcătorul cerului și a pământului. Îți dai seama ce taină? Și mai mult, Fecioara Maria vine și se legitimează ea față de Maria și îi explică taina tot în cuvinte simple, de mult bun gust, de mult augur spiritual, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt e numele Lui, iată de acum mă vor ferici toate neamurile.
toți o fericesc până astăzi, și melozii, și imnografii, și agiografii, și sfinții, și asceții, și pusnicii. Oare unde este un loc pe fața pământului în care să nu aibă loc imaginea Maicii Domnului, nu neapărat ca icoană, ca trăire? Deci tot ce este viață și este mamă, este imaginea Maicii Domnului. Și acum, de-abia, putem spune că am terminat Cartea Neamurilor lui Iisus Hristos și acum dă trei detalii pământești Scriptura prin Evanghelistul Matei și spune așa. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Deci ați văzut? Deci deja vorbim de naștere. S-a terminat întruparea, s-a terminat buna vestire, s-a terminat chemarea la templu. Deci noi am avut un drum. Femeia, până să rămână mamă, are un mire, face o nuntă, o crește măsa, o educă, îi dă zestre, o poartă la școală, îi face diplomă, îi umple capul cu știință, o învață gospodină, să calce, să țese, să coase. Ei, la Maica Domnului aceste mărunțișuri s-au scurtat prin faptul că misiunea ei era de altă factură. Dar dacă vă duceți la Vatopedul în Sfântul Munte, veți găsi brâul Maicii Domnului făcut de mânuța ei, care se închină. Nu ăla ce a fost adus prin țară, a fost ceva fragment, banal. Este dita, e bucată mare din păr de cămilă tors, cu nestemate, cu perle, făcut frumos, se ține în grilaj de aur sub cheie, te păzește când îl săruți, că îți dai seama la câți neghiobi sunt, ăla s-ar fura, n-ar rezista acolo, și așa la cruciada a doua au cărat romano-catolicii să fie sănătoși cât au umplut prin domul din Chioș, până au cărat ei și au furat din Constantinopol toate odoarele vechimii creștinătății, pentru că n-aveau identitate și le trebuia și lor ceva. Dar mai mult decât atât, ea se ocupa de cusut veșminte arherești, de curățenia templului și de cusut mitre și de făcut obiecte bisericești. Deci Maica Domnului a fost o femeie gospodină. Ăsta e cuvântul pentru înțelesul minții dumneavoastră. De data aceasta însă lucrurile se schimbă și trec pur în plan pământesc. V-am spus, cezarul, frigul, ploaia de afară, la povița, cântă colindul. Neaua ninge, nu-l atinge, vântul bate, nu-l răzbate. Și spune așa, Maria, deci de acum trece la termenul pământesc, nu-i spune Maica Domnului, încă este femeia neidentificată de lumea iudaică a timpului său. Maria, mama lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, deci vezi ce frumos, arată categoric că nu e vorba de o împreunare după trup, cum spun sclintiții de penticostali, jehoviști, adventiști, baptiști și toate națiile de rătăciți ai minții. S-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. Scurt. Este prima mărturie, dar omenească. Vine îngerul și o confirmă pe cea îngerească. Iosif, deci vedeți, ca omul, orice om cât de credincios ar fi în sufletul lui, se poate oricând strecura îndoiala. Drept fiind, n-a vrut să o vădească, dar a vrut să o părăsească nascuns. Gândiți-vă la ce s-a expus Maica Domnului, ca femeia Vechiului Testament, un copil nevinovat, lângă un bătrân de 90 de ani, s-o vezi cu burta la gură, părăsită de bărbatul ei, oare ce putea fi mai departe? Victima unui omor cu pietre în afara cetății, conform rânduielii Vechiului Testament. Dar n-a fost să fie așa, pentru că lucrurile nu stăteau așa. Și cugetând, deci iată ce frumos, vedeți, deci Iosif n-a fost un om de la un nătărău de la care știe, gata, ce-mi trece prin cap, hai pălărie. Nu? Cugetând el în sine aceasta, deci vă dați seama în ce contemplare sau rugăciune era Iosif și în ce frământare sufletească, gândindu-se la două lucruri. Am luat-o din templu. A crescut-o Zaharia în Sfânta Sfintelor. Mi-a odrăslit toiagul când am luat-o de logodnică. Ceva nu se coase aici, ceva nu corespunde. Și era într-o frământare permanentă. Și iată că a fost nevoie nu de o revelație pe față, ca la Avram, deci n-a fost o revelație ca la Mamvri, să vină trei tineri, să mănânce, să discute și să pună la cale problemele lui Dumnezeu. Nu. S-a arătat îngerul în vis, dar cu precizie exactă. Bine, aici când vorbește de înger că s-a arătat în vis, primul lucru care trebuie să vă rugăm de la Ambon este acesta. Să o lăsați mai ușor cu îngerii din vise, că era o glumă la adresa ortodoxiei, ci că sunt două variante de ortodoxi.
ortodoxi și autentici, când vorbesc ei cu Dumnezeu, și aceasta e bine, și ortodoxii cu care Dumnezeu vorbește cu dânsii, și aceea nu-i prea bine, trebuie imediat anunța spitalul. Deci ați înțeles? Dumnezeu nu se adresează oamenilor față către față, decât în rare ori și rare cazuri. Și pentru merite deosebite, nu pentru o catismă din saltire sau o împărtășanie la pazele zilei. Suntem prea mici pentru taina aceasta. Și i-a spus așa, Iosife, fiul lui David. Deci, vedeți, știi exact de unde venea Iosif, de pe ce linie. Să nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta. Nici îngerul nu-i vestește ce fel de Marie este. Dar îi spune la final cu ce fel de Maria are de-a face. Căci ce s-a zămislit întrânsa este de la Duhul Sfânt. Vedeți? Mărturie direct din cer. Acum eu întreb, pe cine să cred? Pe sectarul care a contrazis Scriptura și pe Cornilescu care a luat-o pe arătură și s-a rătăcit la altă sectă? Sau să ne ținem de învățătura revelată a bisericii de 2000 de ani venită prin îngeri? Ea va naște fiu. Iată ce îi spune, tot ce are de făcut, mersul, cursul lucrurilor. Îi vei pune numele Iisus, că cel va mântui poporul său de păcate. Deci el va curăți poporul de păcate. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a zis prin prorocul. Și iată, îi prorocește îngerul ce spunea mai departe Isaia cândva pe la 14 cu 14 sau 7 cu 14 trimiterea. Iată, fecioara va avea împântece, va naște fiu, se va chema numele lui Emanuel, care se tălcuiește cu noi este Dumnezeu. De unde știa acest înger povestea asta cu citatul ăsta? De unde o dobândise? Acest înger nu era un înger oarecare. În tradițiile vechi, cum se spune, pe insula aceea unde a fost duș în timpul lui Ptolemeu Filadelfu cei 70 de înțelepți din Septuaginta, că unii spun că s-a tălcuit toată Scriptura de Septuaginta, alții spun că s-au tălcuit numai cărțile profeților din Septuaginta, nu, sau primele 5 cărți și o parte din, deci nu fiecare litera Scripturii până la sfârșit. Sunt multe ipoteze. Dar acel Simeon bătrânul, care îl vom cinsti pe 2 februarie, rădea pergamentul și scria o femeie tăinuită de bărbatul ei. Se gândea și el ca om, cum să nască o fecioară, ce treabă are, e o greșeală de... Și astăzi vine un filolog și dă sens nou unui cuvânt vechi. Dacă spui astăzi o sârdie, poți să spui râvnă. Dacă spui râvnă, poți să spui curaj sau îndrăzneală. Mă rog, îi găsești sinonimul. Ei, sinonimul a fost spus de înger. Tu nu modifica textul Scripturii, că nu vei muri până nu vei vedea minunea cu ochii. Și așa spune Simeon, la 300 și ceva de ani, cum spune tradiția. Acum slobozește pe robul tău. Și minciună n-o fi că i-au stat o vreme o astfel într-o biserică din Constantinopol. Așa. Și deșteptându-se din somn Iosif, că acel înger nu va sta degeaba, mult îl va mai chinui pe Iosif. El îi spune când să plece în Egipt, el îi spune când să se întoarcă, el îi spune când să schimbe locul pentru că n-au pierit prigonitorii, că Irod și-a lăsat și el 3 pui de cățea la conducere. A împărțit Ierusalimul și Palestina în 3 ca să le facă la toate odrasele câte un tron. Deci dintr-un tron mare a făcut unul mic, adică s-a decimat împărăția romană, e un simbol al căderii și s-a întemeiat împărăția lui Hristos. Și îi spune, deșteptându-se, Iosif a făcut pe cum i-a poruncit îngerul și a luat la el pe logodnica sa. Și aici este finalul fericit cu care vă închei și nu vă mai plictisesc. Și fără să o fi cunoscut pe ea, Maria a născut pe fiul cel unu născut, căreia i-a pus numele Iisus. Cum a cunoscut-o Iosif până când a născut? Era 3 de acum lucruri importante. 1. Să vină îngerii deasupra pruncului. Să vină o stea deasupra pruncului. Să vină magii deasupra pruncului. Să cânte păstorii. Era ceva minunat. Dar cel a copleșit cel mai mult, știți care era problema? Că se spune că în momentul în care Fecioara Maria a născut, nașterea fiind mai presus de fire, nefiind o naștere din asta cu travaliu și cu resturi placentare, pruncul a trecut cum trece soarele prin sticlă în brațele fecioarei.
Și bineînțeles, dacă vă uitați în icoana nașterii, acolo este un fel de femeie, Salomii sau nu știu cum o cheamă, ea ar fi vrut să convingă dacă Maica Domnului Fecioară și ea seca mâna. Și s-a vindecat în clipa în care s-a spălat în apa, în care s-a îmbăiat pruncul Iisus după ce s-a născut. De ce vă spun lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că Iosif de-abia atunci și-a dat seama că Fecioara Maria este aleasa Duhului Sfânt și al lui Dumnezeu, văzând Fecioară în naștere, Fecioară înainte de naștere și după naștere. Vedeți? Aceasta este taina nașterii lui Iisus Hristos, dar n-am vrut să intru în amestec cu sărbătorii mai adânc, cu magi, cu tot, astea vor fi spuse pe parcursul praznicului la ceasurile împărătești și când vor fi sărbătorile Crăciunului, ce am vrut doar să înțelegeți că această genealogie de câte 14 neamuri, a câte 3 seminții, de la Avram la David, de la David la Babilon și la Babilon la Iosif, când s-a născut Iisus, are un rol extraordinar de important să arate că Scripturile nu sunt de minciună și numai Duhul Sfânt poate alcătui un asemenea arbore, că mai avem în Scriptură unul, dar pleacă invers. Pleacă de la Iisus și ajunge la Adam. La fel de frumos făcut, în sens invers. De ce? În baza a 2-3 mărturii stă cuvântul Scripturii. Eu mai am de spus doar atât. O să spovedim în continuare. Până în ziua de Crăciun, că oricum babele n-au nicio rânduială, au rânduiala lor și nu le poate nimeni schimba rânduiala. Da, Crăciun, da, părinte. Liniște, așa. Vă puteți spovedi și împărtăși în continuare. În ziua de Crăciun ne întâlnim la slujbă. Nu mai stăm de poveste că o să slujesc pentru că e praznic împărătesc și Crăciunul și ați avut timp dimineață, cine mai vrea, o oră, două, îi mai dezlegăm. Postul se termină abia duminică dimineață, după ce luăm anafură și aghiazmă sau eventual ne mai împărtășim sau am stat la Sfânta Liturghie. Și recomandarea frumoasă este ca în aceste zile, părerea mea adevărată, să fiți pe lângă casă făcându-vă curățenii, tot ce mai aveți dumneavoastră, să primiți câte un colindător, dar primiți-i pe cei ce colindă frumos și disciplinat. Și nu-i primiți pe cei ce își bat joc de colinde și strică tradiția lor și cântă colinda aia, dăm bani. Deci nu aceea e colinda. O colindă din care să înțelegi. 3 crai de la răsărit, o ce veste minunată, cântată cu discreție, cântată cu evlave, cântată cu respect, poate chiar în poziția de drept sau stând frumos la ușă sau în casă. Adică să simțiți că sărbătoarea Crăciunului intră și pe ușă și prin suflet. Și în încheiere vreau să vă spun că și mănăstirea a rânduit astăzi, prin tinerii de la strană, să aveți un mic concert de colindă, poate în timp ce se împărtășește sau până se termină toată slujba, nu știu exact programul cum începe, și vă rog să stați să-i ascultați și în colindător să nu aruncă cu o nucă, cu un măr și cu un ban. Amin. Să rudeam.